Teoria de azi a fost propusă de Isa Blue, propune și tot teorie și ar putea apărea în clipul următor. Desenul ăsta animat mi-a stănit puțin imaginația, așa că azi vorbim despre el. Bineînțeles că nu am găsit niciun fel de teorie pe net despre el, de aceea am zis să încerc să fac eu una. Nu știu cât de bună va fi, dar hai să-i dăm bătaie. Hai să analizăm pentru început puțin situația. Tot serialul se învârte în jurul unui câine care știe să vorbească. Cum ar putea fi posibil acest lucru? Explicația serialului este că a mâncat un bol cu supă cu paste în formă de litere. În mod normal, un câine nu ar căpăta abilitatea de a vorbi în acest fel. Ne-ar rămâne să ne gândim chiar noi la modalități prin care un câine poate vorbi și să găsim dovezi în serial dacă aceste modalități de a vorbi sunt adevărate sau nu. Cum singurul motiv din serial pentru câinele vorbitor este bolul cu supă, e clar că indiferent la ce teorie ne gândim, ea nu va fi corectă. Dar hai să încercăm. În primul rând, și în acest caz să zicem că s-ar putea aplica teoria acum că totul se întâmplă în mintea personajelor din desen. Ele și-ar imagina de fapt ce vrea să spună câinele și interpretează la tratul acestuia în funcție de situație. Oricum toți facem asta, când vine câinele nostru la noi și începe să ne atragă atenția, începe să ne gândim ce vrea el de fapt de la noi. Dacă facem un twist la această teorie, am putea spune că părinții se joacă. Ei încearcă să-i convingă pe copii că au un câine special care vorbește, iar aceștia, crezând toate cuvintele părinților, ajung să creadă și acest lucru. O altă explicație este că Marta ar putea fi un câine mai inteligent. Mi-am amintit și așa de un labrador. Bine, poate se specifică în serial rasa Martei, dar după cum arată, mi-am amintit o leacă de această rasă. Se spune despre labrador că ar fi destul de inteligenți. Deci există o posibilitate să imite prin lătrat câteva cuvinte folosite de oameni. Există pe internet numeroși câini care sunt capabili să facă acest lucru. De aceea am putea spune că Marta este capabilă să imite câteva cuvinte ale oamenilor. Bine, în serial ea pare că vorbește ca un om și cred că în situația respectivă asta ar fi și părerea noastră. Adică voi dacă ați avea un câine și ar scoate câteva cuvinte asemătoare cu cele folosite de voi, probabil ați spune despre el că știe să vorbească. Același lucru se întâmplă și în personajele din serial. Marta imită câteva cuvinte folosite de personaje, iar acestea sunt atât de impresionate încât spun despre ea că știe să vorbească. Aș mai veni cu o altă explicație. Cum sunt câinii care latră des, așa sunt și câinii mai tăcuți. Marta ar fi de fapt un astfel de câine. Ea nu scoate atât de multe sunete sau chiar are o problemă cu lătratul. De aceea proprietarii ei își imaginează când o văd că ea ar vorbi de fapt în felul ei, chiar dacă nu scoate niciun sunet. Cam astea ar fi teoriile, sper că v-au plăcut. Dacă aveți și voi alte teorii legate de acest serial, puteți să lăsați un comentariu pe pagina de Facebook cu acestea. Iar dacă teoria e tare, poate vă mai face un clip cu Marta vorbăreață. Ok, cam atât pentru azi, puteți să like pagina de Facebook și un follow pe Instagram pentru a fi la curent ce mai nou pe aici, afla primii noi informații pe Killer Banana și bineînțeles subscribe că ne ajută, un like și de ce nu să vă uitați și la alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Vând cartofi la ora martie, 5 lei litrul? Accept! De ce a apărut fața lui unchiu bunic în video cu mesajul SOON? Hei, și eu am sugerat-o! Și pe cățelul meu!